sunt sub jugul robiei, să socotească pe stăpânii lor, vrednici de toată cinstea, ca numele lui Dumnezeu și învățătura să nu fie vorbite de rău. Iar cei ce au stăpâni credincioși, să nu-i disprețuiască sub cuvânt că sunt frați, ci să le slujească și mai bine, tocmai fiindcă cei ce se bucură de binefacerile slujbei lor sunt credincioși și preiubiți. Învață pe oameni aceste lucruri și spune-le apăsat. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic, ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte din care se naște. Pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de creștin. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi ne-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, din potrivă, cad în ispită, în lat, și multe pofte nesăbuite și pătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăți și pierzare, căci iubirea de bani este rădăcina tuturor lucrurilor, relelor. Și unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credință și s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, plândețea. Luptă de lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Întendem înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca, fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îndurpe și să nu-și pună nădejdea niște bogății statornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să strângă pentru vremea viitoare, drept comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Timotee, păzește ce ți s-a dat încredințat. Ferește-te de flecările lumești și de împotrivirile științei pe nedreptul lui diasfel, pe care au mărturisit-o unii și au rătăcit cu privire la credință. Harul să fie cu voi. Amin. Amin.